în ceea ce privește sondajul vis-a-vis de percepția cetățenilor față de Uniunea Europeană. Încă nu sunt convinși mulți oameni că... Totul pleacă de la educație. Dacă eu vă spun că astăzi mai avem manuale la clasele 6, 7, 8, 9, 10, în care se scrie negru pe alb că România urmează să intre în Uniunea Europeană. Aoleu. Suntem vecini cu Iugoslavia. Aoleu. Și despre Marea Unire scriem un rând în manualul de istorie. Aoleu, asta este foarte de aceea am venit pe subiectul acesta a rescrierii întregii programe școlare și, evident, elemente de genul acesta trebuie introduse în sistemul de învățământ chiar cu începutul anului viitor. Am și avut o discuție cu europarlamentarii noștri ca să ne ajute în a veni cu niște documente pe care sistemul de învățământ preuniversitar să le integreze în programa școlară, în special în liceu. Deci prima problemă avem de la educație. Dacă nu am reușit să transmitem clar în sistemul de învățământ care sunt avantajele, dacă nu am reușit până acum să actualizăm programa școlară, manuale, mi-au trimis ieri niște părinți din 1999, 2000 făcute, suntem vecini cu Iugoslavia, așa cum v-am spus, adică avem niște probleme clar de... Da, e foarte trist ce-mi spuneți, sincer. Le rezolvăm, de-aia am venit cu legea manualului școlar, de-aia am scos afară din sistemul de învățământ toți cei care veneau doar exact ca și deșeurile, să le arunce în sistemul de învățământ doar pentru a se îmbogăți. E nevoie de multă implicare din partea profesorilor, a părinților și a dumneavoastră, a celor din mass media, ca să corectăm toate aceste lucruri, să nu intrăm într-o eroare generală. De aceea ne-am propus să rescriem Legea Educației Naționale. Am văzut că angajarea răspunderii pe Legea Educației Naționale în ultimii 6 ani de zile a dus la modificarea corpului legii, jumătate din ea. Avem 365 de articole în Legea Educației Naționale. Articole. Dacă luăm aliniatele, sunt vreo 1500 de aliniate. Da, uite ce...